Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute cu noi. Noi de aici de la București vă salutăm și vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră, pentru faptul că ne urmăriți și mai mult faptul că ne promovați în rândul prietenilor dumneavoastră, în rândul cunoștinților dumneavoastră și, bineînțeles, sunteți alături de noi. Astăzi vom discuta despre o temă foarte importantă, aș spune, pentru România, pentru toți cei care sunt români, indiferent că sunt în țară sau plecați peste hotare. Astăzi vom vorbi despre importanța tradițiilor în societatea românească. Bineînțeles că, așa cum am obișnuit, și de data aceasta am invitat un specialist, așa că îi spunem un bun venit doamnei lector universitar dr. Corina Bisticeanu, sociolog. Bine ați venit, doamna profesor! Bine v-am regăsit, cu bucurie! Mă bucur să ne revedem, iată-ne din nou față în față, de data aceasta într-un nou format și astăzi avem onoarea de a discuta despre ceea ce ne practic animă cel mai mult și pe noi, și pe dumneavoastră, și pe cei care ne urmăresc, spiritul acesta românesc, energia aceasta pe care o moștenim de la stră moșii noștri și, bineînțeles, am vrea să vedem împreună ce înseamnă tradiția, care sunt tradițiile, cât de importante sunt ele în viața noastră, pentru că dacă ne uităm, fiecare dintre noi, fie că stăm în București, fie că stăm oriunde în altă parte, chiar am spus în diaspora, în inima noastră, în conștiința noastră avem, a spun eu, implantat, dacă tot e să vorbesc așa de un termen din acesta la mod în zilele acestea, avem sădit, sună mai frumos, în ființa noastră gena aceea românească, tradițională. Adică românul oriunde se duce, să știți că el se cunoaște și de obicei, inclusiv în diaspora, românii stau împreună, lucrează împreună, sărbătoresc împreună. Așa că a zice noi că tradiția aceasta pe care o avem se duce mai departe. Haideți să începem cu începutul. Dacă cumva se poate, v-aș ruga să ne dați o definiție a ceea ce înseamnă tradiție sau valori tradiționale. Ce înțelegem sau ce înțelegeți dumneavoastră prin tradiție? Cred că este un efort binevenit, apropo de chiar titlul emisiunii noastre, Realitatea la zi, pentru că astăzi suntem tentați să fim mai puțin atenți la felul în care folosim cuvintele, conceptele, gândurile despre anumite realități, iar tradiția tinde să devină una dintre acele realități față de care suntem, dacă nu suspicioși, rezervați. Pentru că ni se pare că ea este ceva ce ține de domeniul muzeisticii. O piesă de muzeu, un schelet, eu știu, un sediment, poate să fie ceva frumos, un obiect de artă, dar este în orice caz ceva ce face parte dintr-o altă realitate, nu din cea la zi. Dintr-o realitate trecută și care are sau ar trebui să aibă din ce, mai puțină legătură cu viața noastră cotidiană. Ori, dacă facem, spuneam, acest efort, inclusiv pe dimensiunea lui introspectivă de care ați menționat adineauri, adică să vedem ce înseamnă pentru fiecare dintre noi tradiția și care este rolul ei în confirmarea noastră ca și individualități, identități, ca și persoane. Deci face parte din ADN-ul nostru. Ne vom da seama că oricât am vrea, nu ne putem dezbăra de ea. Pentru că tradiția, departe de a fi o realitate, cum să spun, estetică sau ideologică sau de mai știu care natură, este o realitate ontologică, face parte din ființa umană, atât în manifestările individuale, atât în persoane, cât și în ființa comunitară, adică în grupul etnic, grupul cultural, grupul religios și așa mai departe. Miguel de Unamuno avea o definiție foarte frumoasă pe care îmi permit să o reamintesc astăzi, pornind de la etimologia termenului, care înseamnă a transfera, a da mai departe, a preda, el spunea, este ceea ce trece, dar trecând rămâne. Trece de la unul la altul, trece de la o generație la alta, dar în sensul, dacă vreți, sublimării, rafinării substanței care este astfel transferată, trecută și păstrării a ceea ce are ea mai prețios. Atunci când se transferă ceva, condiția pentru ca acel ceva să rămână partea a tradiției sau a sacrului, dacă vreți, acelei comunități, pentru că vom vedea sâmburile tradiției este sacralitatea și sacrul,
este ca acel ceva să fie confirmat prin experiențe repetate, prin analize temeinice, că este cea mai bună soluție la una dintre problemele, să spunem, generale, grave ale comunității respective. Și atunci este ceea ce se sedimentează, dar nu în sensul de materie, eu știu, primară sau inferioară, ci tocmai în sensul de materie superioară a achizițiilor culturale ale comunității respective, ceea ce rămâne. Și forma ei de manifestare, să știți, asta spunea Nichifor Crainic al nostru, nu este una statică. Tradiția nu înseamnă, spuneam, ceva închilozat, da? Ceva încremenit, ca o muscă într-un chihlimbar, ci este o forță dinamică, este o forță creatoare. Care se tot dezvoltă. Care se tot dezvoltă și care dezvoltă, care influențează generațiile repetate, pe care le modelează, dar și prin care se exprimă. Este o relație reciprocă și este ceea ce dă și continuitate, dar și dinamism deveniri unei comunități. Este, dacă vreți, una dintre, și în sociologie lucrul acesta este cunoscut, și în antropologie poate că este mai puțin afirmat astăzi, dar este cunoscut faptul că este unul dintre cele mai puternice motoare de dezvoltare a sistemelor sociale. Pe de altă parte, ține și comunitatea foarte unită și vreau să spun că, din potrivă, sunt zone unde s-a lucrat foarte mult la menținerea și dezvoltarea lor. Bineînțeles, cu particularitățile locale. Au preluat diverse forme, s-au adaptat oarecum, dar au mers și au ținut oamenii împreună. Asta este iarăși o reacție normală, firească, dacă vreți, acolo unde tradițiile, adică moștenirile, că putem să substituim destul de ușor termenul tradiție cu cel de moștenire, sunt periclitate. Acolo unde te trezești în cadrul unei alterități, da, care îți pune în față oglindă, care trebuie să te definească așa cum ești tu în autenticitatea, în realitatea ta, acolo oamenii tind să-și refacă acest profil identitar bazat pe tradiție și pe moșteniri. Și atunci este normal ca ei să fie mai atenți și mai activi în promovarea a ceea ce înseamnă identitatea lor culturală, în mai mare măsură decât noi cei de acasă, care de multe ori tindem chiar să ne contestăm propria tradiție, să vrem să ne dezicem, să o uităm. Din punctul ăsta de vedere, și pentru că ați adus în discuție problema structurării unei comunități, tradiția înseamnă într-adevăr, face parte din ființa ontologică a unei comunități. Tocmai noi, cei de acasă, care tindem uneori să ne dezbărăm, să ne uităm, chiar să ne renegăm propriile tradiții, o facem pentru că avem impresia că ne pot îngreuna sau ne pot încetini dezvoltarea noastră dincolo de ceea ce suntem, printr-o condiționare, să spunem așa, a priorică, pentru că există câteva realități comunitare de care aparținem fără să le fi ales, fără să ni se fi cerut, eu știu, vreun efort de raționalizare asupra acordului sau nu de a face parte din ele. Suntem, fără să ne fi întrebat nimeni, membrii ai unui popor, a unei comunități lingvistice, ai unei familii. Oricât am vrea, nu ne-am putea, eu știu, renega, n-am putea divorța de părinții noștri așa cum n-am putea divorța de copiii noștri, nu ne-am putea despărți de strămoșii noștri. Da, și aici intervine o problemă, putem alege să renunțăm la urmașii noștri. Și atunci, vedeți, aceasta este marea problemă pe care cei care sunt în diaspora sau cei care sunt plecați de la matca, să spunem, tradiției culturală, identitară, în care s-au născut, o acutizează, o recepționează cu mai mare putere decât noi, de la care noi suntem mai puțin atenți. Fiind moștenire, tradiția înseamnă legătura noastră cu antecesorii, în primul rând. Înseamnă prima formă de solidaritate și iarăși asta este o concepție care a stat la bază și a fost enunțată de precursorii sociologiei și antropologiei. Omul este în primul rând un moștenitor. Prima formă de solidaritate socială nu este cea în cadrul unei generații, ci este cea care ne leagă de antecesorii noștri, care ne dă consistență, coerență interioară, legitimitate, identitate. Ori lipsa sau refuzul legăturii cu strămoșii, cu antecesorii noștri, plasarea noastră suspendați într-o existență individuală,
este determinantă pentru lipsa de responsabilitate față de viitorul nostru. Da? Pentru că dacă noi preferăm să ne gândim existența individual desprinsă de orice formă de continuitate, de orice formă de filiație, este clar că nu concepem nici filiația care ne-ar urma. Da? Neavând legătură cu antecesorii, renunțăm la orice responsabilitate care să vizeze legătura cu succesorii noștri. Și atunci ne punem într-adevăr întrebarea costurilor culturale, dar și identitare, personale, deci și la nivel comunitar, dar și la nivel individual, ale renunțării la tradiție sau ale renunțării, dacă vreți, la aceste moșteniri pe care sigur nu le-am cerut. Da? Dar care sunt singurele pe care le avem. Oricât am vrea noi să fim englezi sau francezi sau americani, da? Nu putem să facem asta decât cu costul unor generații care trebuie să se succeadă, astfel încât la a doua, a treia, a patra generație de succesori ai noștri să se poată revendica de la o altă cultură. Altfel, noi ținem, da, în mod fatal, dacă vreți, de cultura în care ne-am născut. Așa este și aș vrea să spun așa cu mândrie faptul că cu mândrie și cu bucurie, a spune, o spun mereu de câte ori am posibilitatea, faptul că m-am născut, am crescut la sat, am fost înconjurat de atâtea tradiții și mă bucur când mă duc și le revăd practicate de copii, de tineri, practic generațiile care vin după noi văd că continuă tradiția noastră. Și odată cu venirea la oraș, o experiență pe care am avut-o eu, au avut-o și alții și e vorba aceasta că odată venind la oraș, omul se despracă, omul se lasă de obiceiurile, de tradițiile, de ceea ce a moștenit. Inclusiv vorbim de cele mai simple tradiții și poate cele mai cunoscute. Practic, întrebarea pe care vreau să o pun este, cum vedeți dumneavoastră procesul acesta de păstrare, că vorbim despre importanța tradițiilor și am văzut că sunt foarte importante, în primul rând, în păstrarea identității noastre de român. Foarte bine, adică are de a face cu propria noastră identitate. Cum vedeți dumneavoastră, ca sociolog, procesul acesta de emancipare, dacă putem să-i spunem, nu știu dacă chiar întotdeauna e emancipare să vii de la sat la oraș, dar hai să-i spunem emancipare, atunci când tinerii sunt nevoiți cu școala, cu serviciu, dar mai ales cel puțin în anii în comunismului, a fost așa o migrație imensă. Acum migrația se face, s-a făcut și încă se mai face înspre străinătate. Deci odată cu migrația aceasta, tendința a fost de a se renunța și ba mai mult de a blama oarecum tot ce ține de tradiție, de valorile acestea moștenite de la strămoșii noștri. Cum vedeți dumneavoastră, e cât de periculoasă practic este migrația de la oraș, de la sat la oraș sau din România în afara țării? Înainte să vă răspund, pentru că este o temă într-adevăr foarte actuală și care la noi sigur că s-a acutizat cumva în ultimele trei decenii, dar care are totuși o vechime ceva mai mare din anii 50-60, atunci când s-a făcut urbanizarea planificată la nivel politic centralizat. Dar înainte mă leg de o altă afirmație de a dumneavoastră și anume aceea identității de român. Vedeți, de multe ori respingem această identitate pentru că ni se pare gregar, ni se pare că ne anulează individualitatea, adică ceea ce sunt eu, ce mă face pe mine o persoană unică. Apropo și de ideea de emancipare, da? Pentru că vreau să fiu recunoscută pentru ceea ce sunt eu, nu pentru că aparțin de o anumită comunitate, de român sau de localnic al unui sat sau de membru al unei familii și așa mai departe. Ori dacă, și de multe ori fac exercițiul acesta cu studenții mei, dacă încercăm să dăm la o parte toate aceste identități gregare, comune, colective, să dăm la o parte identitatea etnică, să dăm la o parte identitatea teritorială sau familială, remarcăm cu surprindere că ceea ce rămâne este foarte greu de detectat. Adică, în afara acestor identități care pe noi ni se pare că ne anulează ca și individualitate, nu mai rămâne mare lucru care să ne asigure stabilitatea și care să ne dea dreptul de a ne afirma ca și individ, ca și persoană unică. Astfel încât trebuie să fim foarte atenți dacă nu cumva respingând o asemenea identitate gregară, cum este cea de român, da?
respingem o parte foarte importantă din ceea ce ne oferă, de fapt, sentimentul individualității. Da? Că identitatea nu înseamnă numai ceea ce ne face asemănător celorlalți. Este și ceea ce ne distinge. Și de aici marele paradox, apropo de ideea de emancipare, adică de plecare dintr-o mică colectivitate sau comunitate, familială sau teritorială, țărănească sau tribală, mai știu eu de care, într-o mare comunitate urbană, pe care noi o asociem de multe ori în planul de proiectare al asemenea decolări, plecări, cu ideea de emancipare, de afirmare a individualității. Și haideți să ne uităm un pic la comunitățile mici. Fiecare este ușor recunoscibil. Da? Într-o comunitate mică se cunoaște clar identitatea fiecăruia, personalitatea sa completă, experiența lui de viață, cu sururile și trăsăturile pozitive pe care le are. Fiecare are o greutate, marchează într-un anumit fel existența și locul lui în comunitatea respectivă. În vreme ce, atunci când ne deplasăm într-o comunitate mai largă, cum este orașul, unde am vrea să ne afirmăm mai puternic ca individualități, de fapt, toate trăsăturile noastre devin foarte puțin vizibile. Da? Dacă vreți să ne exprimăm așa în gamă cromatică, avem de la o comunitate care seamănă bine cu fotografia pe care o aveți în spatele noastră, colorată, în care fiecare individ sigur că face parte în acea comunitate de noi, iar comportamentul și datele lui personale sunt bine cunoscute, anticipate de comunitatea respectivă, dar este vizibil, se distinge foarte ușor ca ins, ca persoană. În vreme ce transferat în mediul urban, într-o comunitate largă, culoarea lui nu se mai distinge. Totul devine mai mult sau mai puțin cenușiu și uniform. Asta este și condiția de a te integra în mediul urban. În mediul urban trebuie să te conformezi la niște imperative atât de generale, încât n-au cum să țină seama de caracteristicile tale personale și identitare. Ăsta este, dacă vreți, paradoxul comunităților mici. Deși parcă sunt constrângătoare pentru individualitate, ele sunt, de fapt, sera, locul în care individualitatea se precizează cel mai bine. Și de aceea suntem o generație norocoasă, pentru că suntem cei care ne-am format ca individualități într-un mediu comunitar. Da? Deci am avut răgazul de timp să ne edificăm o identitate personală puternică pe care acum putem să o afirmăm, da, destul de greu, în acest mediu deschis al orașului, care deschis fiind totuși, spuneam, este puțin atent trăsăturilor specifice de personalitate ale fiecăruia și favorizează anonimatul. Ne place sau nu ne place, suntem mai mult sau mai puțin anonimi într-un mediu multicolor. Mai problematică devine situația pentru cei care se nasc într-un asemenea mediu, spuneam, neatent cu trăsăturile și cu personalitatea integrală a individului și care nu-și pot preciza, în măsura în care n-au acces la o formă comunitară strânsă, chiar aș spune care controlează îndeaproape viața individului, nu au cum să-și dezvolte o personalitate puternică. Sunt personalități slabe. Diferența între copiii născuți la sat și copiii născuți la oraș se vede deja. Și sunt cadre didactice, sunt profesori care sesizează această deosebire în performanțele copiilor. Cei născuți la sat știu pentru ce au de învățat sau au de parcurs anumite etape în viața lor. În vreme ce cei care sunt născuți într-o marjă extrem de largă de posibilități, non-direcțional, cum se spune, sunt mult mai slab capabili să-și dea seama care este direcția care îi va reprezenta. Și acum revenind la, îmi cer scuze pentru această largă paranteză, revenind la întrebarea privind migrația, spuneam că ea în ultimii 30 de ani sigur că și-a păstrat trendul normal din punct de vedere istoric care se întâlnește în majoritatea societăților de la sat către oraș. Pentru că satul este producător de populație, da? Familia este mai prolifică în mediul rural. Mediul rural, comunitatea rurală asigură condiții mai bune de creștere și de educare a copiilor, în vreme ce orașul este consumator de populație.
orașul are nevoie de populație capabilă de muncă. Și una dintre condițiile pe care, de care suntem conștienți atunci când vrem să plecăm de la sat la oraș este am acele calități care mi se cer și care sunt de obicei acele calități. Pentru că nu vin nici bătrâni, nici nu vin nici copiii mici de la sat la oraș. Migrează de obicei populația tânără care este gata să se integreze în muncă, de cele mai multe ori necăsătorită, astfel încât să facă față cerințelor urbane. Deci orașul nu este un mediu favorabil nici familiilor extinse, nici copiilor, nici bătrânilor, nici celor cu suferințe, ci este un mediu care consumă populație și care se aprovizionează nu din sporul natural al comunității pe care o gestionează, ci din importuri, din valuri de populație imigrantă în oraș. Mai vreau să precizez un singur lucru aici, și anume că deși noi suntem acum ca jumătate-jumătate populație rurală, populație urbană, această clasificare este făcută din punct de vedere administrativ. Și aici avem o mare rezervă, pentru că sigur că noi avem multe comunități, multe localități care din punct de vedere administrativ sunt definite ca orașe, mediu urban. Dacă este însă să cercetăm stilul de viață, mentalitățile, obiceiurile, structura comunității, relațiile care se stabilesc în aceste orașe, vedem încă o predominantă a culturii de tip țărănesc. Astfel încât, spuneam, chiar dacă noi administrativ suntem jumătate-jumătate populație țărănească, populație urbană, o măsurătoare mai rafinată, mai atentă ar schimba raportul în favoarea unei culturi de tip țărănesc. Și mai avem un argument pentru această ipoteză, pentru această idee pe care vă propun, și anume faptul că urbanizarea s-a produs brusc în populația românească. În anii, dacă în anii 50 noi aveam încă peste 70% populație țărănească, politica de stat în regimul socialist-comunist a dus la deplasarea aproape 25% din populație de la sat la oraș. Fie că satele au fost botezate orășele, fie că s-au făcut deplasări de populație rurală către oraș, dar pe parcursul a 30 de ani, deci în cazul unei singure generații, să deplasezi un sfert din populația unei țări de la sat la oraș înseamnă schimbare bruscă și care niciun caz nu dă timp schimbării de mentalitate, schimbării de cultură. Deci noi vorbim în România astăzi de o populație formal doar, administrativ, aparent urbanizată în proporție de 50%. Noi suntem încă, în manieră covârșitoare, mai ales dacă vorbim de fondul cultural și de tradițiile și de obiceiurile și de mentalitățile noastre, de relațiile familiale, de ceea ce nu este formalizat în cadrul instituțiilor publice, de o foarte puternică componentă tradiționalistă, conservatoare, țărănească. Da, pentru că suntem unii încă la prima generație. Absolut. Mulți suntem majoritatea la prima generație. Și dacă ne uităm la București, din forța de muncă, și acum, după Revoluție, aș spune că din tinerii până în 40 de ani, și până în 40 de ani, sunt la prima generație de oraș. Iată, sunt parte din acei 25%, da, care au fost mutați obligatoriu, forțat. Și mai sunt lucruri care sunt ușor de observat. Migrația aceasta sau navetismul pe care îl face generația noastră la părinții care au rămas în mediul rural sau care la vârsta pensionării se mută înapoi în mediul rural, acolo unde gospodăria părintească trebuie preluată, întreținută și păstrată pentru generațiile următoare. Sigur că sunt multe sate depopulate, dar și mai multe sunt îmbătrânite, iar această îmbătrânire trebuie citită pe de o parte în cheia pierderii de populație tânără, dar pe de altă parte în cheia întoarcerii de populație pensionată, recent pensionată, de tinerii bătrâni, da? Exact. Care nu vor să renunțe, și asta este partea, dacă vreți, pozitivă pentru acest mediu, nu vor să renunțe la continuitatea gospodărească în spațiul rural. Deci, iar dacă e să cercetăm mentalitățile, spuneam, obiceiurile, tradițiile din familiile urbane românești, vom constata că mulți ne aducem cele necesare traiului sau alimentației zilnice, spuneam, din mediul rural, de la părinții, unchii, bunicii care încă merg și chivernisesc gospodăriile de acolo.
încă avem anumite forme de manifestare în relațiile sociale, care amintesc mult mai mult de mediul rural decât de cel urban. Și vă dau doar un exemplu, indiscreția, da, specific românească. Da? Nu ține de civilitatea urbană, ci ține de acea formă de curiozitate sau de controlul social specific rural. Suntem indiscreți și bârfim, da, pentru că suntem interesați de ceea ce se întâmplă în cadrul comunităților pe care le stabilim și în mediul urban. Cât de familiare nu ne sunt și aici acele mici grupuri de vecini sau de vecine, de obicei în vârstă, da, care asigură aceeași funcție pe care o asigură babele în satul tradițional, de control social, de verificare, de identificare și ierarhizare a persoanelor familiare sau străine, de comunicare în interiorul colectivității respective a faptelor care pot să iasă din tipare. Sunt lucruri pe care le-am transferat, le-am adus cu noi într-un mediu care altfel este clasificat, spuneam, urban. Foarte frumos. Mă bucur că ați explicat faptul acesta, pentru că sunt oricum gânduri pe care și eu le aveam și alții le-au. Cu toți vedem ce se întâmplă, unii chiar suntem parte a acestui proces și ne gândim ce se va întâmpla cu copiii noștri. Ei, aici, spuneam, este o problemă, într-adevăr, pentru că tradiția, din păcate, nu pare să mai facă parte din strategiile de dezvoltare pe termen lung, cel puțin la nivelul instituțiilor care administrează central societatea românească. Întâlnim muzee, întâlnim manifestări cu caracter artistic sau științific în care tema tradiției mai este abordată, dar cumva am senzația periferic. Ori, spuneam, tradiția nu este o dimensiune colaterală sau nu este o parte pe care o putem abandona și nici imortaliza. Da? Nu putem să spunem am avut nevoie de tradiție cât am fost săran, dar acum ne-am modernizat, ne-am urbanizat și nu mai avem nevoie de așa ceva. Și aici aș vrea să citez un etolog care a luat și primul Nobel pentru medicină și fiziologie, Conrad Lorenz, în secolul trecut, în 1973, dar care bun cunoscător al speciilor animale, da? Pe care le-a studiat și al căror comportament l-a pus în oglindă cu comportamentul ca specie al omului, fără să se refere așadar la faptele de cultură, la spiritualitate, la civilizația umană, a studiat omul ca specie alături de celelalte specii umane și a făcut o listă de 8 păcate capitale ale civilizației umane. Și printre aceste păcate capitale, între care ultimul, cel mai mic, este amenințarea cu armele nucleare, pentru că este cel mai ușor de sesizat, de reperat și de controlat, apare disoluția tradiției. Pentru că spune el, tradiția, și asta este o altă definiție pe care ar fi bine să ne o reamintim, tradiția este suma cunoștințelor dobândite ale umanității. Adică ceea ce am reușit să acumulăm pe parcursul generațiilor care ne-au precedat. Și a renunța la aceste cunoștințe dobândite este mult mai periculos, spune el, decât la a nu mai acumula cunoștințe noi. Este mult mai grav să renunți, să uiți ceea ce ai dobândit de la început și până în momentul prezent, decât să renunți la acumularea de cunoștințe noi. Pentru că evoluția unei civilizații, evoluția istorică a unei civilizații condensează, se face de câteva zeci de ori mai rapid decât orice evoluție filogenetică. De ce? Din cauza acestui transfer de cunoștințe dobândite. Ori a renunța acum la ceea ce avem acumulat este echivalent cu a concepe cunoașterea științifică a umanității ca ivită dintr-un neant. E ca și cum ne-am concepe născuți din nimic, da? Inventați de la zero, fără niciun sprijin, fără nicio o bază, fără niciun fundament care să ne sprijine de aici înainte devenirea. De aceea spun că, din păcate, această periferializare sau această concepere a tradiției ca pe un comportament, eu știu, nostalgic sau pură manifestare estetică sau fapt de cultură chiar și atât.
da? Fără dimensiunea sa ontologică de partea ființei unei comunități, este foarte periculoasă și va avea consecințe la nivelul copiilor, care vor fi lipsiți tocmai de stabilitatea pe care ți-o dă conștiința înrădăcinării într-o tradiție. Vreau să trecem puțin acum în zona aceasta practică și pune tot așa de la o experiență personală. Când eram copil, fiind în aceeași casă cu bunicii, la noi se practica foarte mult iarna curățatul porumbului, dacă știți ce înseamnă. Și asta o făceam împreună cu bunicii și mai veneau și mătuși, unchi, era o chestie, să spunem, o întâlnire comunitară, o întâlnire de familie, până la urmă, în care aveam coșuri cu porumb și așa trebuiau făcut boabe și, bineînțeles, cu ocazia asta se tot vorbea, discuta de la orice, de la politică până la amintirile din viața bunicilor. Dacă ar fi să compar, să-mi aduc aminte ceea ce eu am avut ocazia, șansa, spune, să ascult, față ce copilul nostru ascultă astăzi, e o diferență majoră. De multe ori stau și mi-aduc aminte de bunicii mei și de poveștile lor de viață și vorbim asta din anii 40-50 și chiar înainte, deci experiențele lor de viață pe care numai noi cei care eram generația aceea și participam și noi ca și copii, nu ne făceam mare lucru, dar cel puțin eram împreună cu ei, noi spuneam clacă, cred că vă este cunoscut numele acesta. Absolut. În tradiție. Se practicau pe tot cuprinsul, da? Țării. Da, și ascultam poveștile lor de viață, iar aceste memorii din când în când îmi vin în minte și mi-aduc aminte de ce se întâmpla acum 50, 60, 70 de ani, ce povesteau ei din viețile lor. Acum, copiii noștri poate nu mai au această experiență, nu mai au șansa aceea de a petrece atât de mult timp cu bunicii, astfel încât bunicii să le poată povesti. Deci, practic, sunt experiențe pe care cu siguranță nu le voi uita. Sunt memorii, cuvintele din partea lor pe care le am și probabil voi merge cu ele și mai departe. De ce spun viața aceasta practică? Dacă vorbim de, v-am spus doar un exemplu, sunt multe alte obiceiuri, tradiții pe care le găsim în viețile noastre, aș vrea măcar dacă în timpul în care am mai rămas, haideți să vorbim măcar de câteva categorii de tradiții pe care noi le avem și care s-au păstrat de-a lungul timpului. Sunt de o mare valoare și, aș spune, merită să fie date mai departe. Cu siguranță vom face și o altă emisiune în care vom discuta despre modernitate și tradiții. Acolo vom vedea care sunt cele două concepte, modele de viață. Dar acum, uitându-ne la câteva exemple practic, poate cele mai cunoscute sau cele mai întâlnite și care merită amintite în seara aceasta, vă rog să ni le spuneți și nouă. Pentru că ați vorbit de clacă. Da? Clacă era un univers. Da? În sine. În general, ideea de tradiție, spre deosebire, dacă vreți, de formele societății contemporane care sunt segmentate, sunt compartimentate, astfel încât noi când trecem de la spațiul de pildă familial la spațiul de muncă, da? Renunțăm la identitatea noastră de soție, de mamă, de fiică și așa mai departe pentru a intra în rolul de salariat. Da? Invers. Da? Spațiile și viețile noastre sunt fragmentate, sunt segmentate, astfel încât sunt foarte puține locuri în care noi putem, ne permitem să fim prezenți cu toată personalitatea noastră, cu toată experiența noastră de viață. Este familia, un grup mic de prieteni, spuneam, sunt puține aceste spații și țin de spațiul privat, nici de cum de cel public. Ori, toate manifestările vieții tradiționale, toată civilizația țărănească înseamnă continuitate. Continuitatea între mine și celălalt, între familie și muncă, între prietenie și competiție sau concurență, pentru că haideți să ne gândim, dumneavoastră participați la clacă. La clacă tinerii se luau de obicei la întrecere. Da? Dacă era clacă de tors, cine toarce mai mult? Dacă era de curățat porumbii, cine curăță mai bine și mai repede? Și așa mai departe. Între prieteni. Relațiile erau atât de complexe, încât din punct de vedere sociologic există o mină de aur. Acolo găsești o gamă extrem de mare de relații care sunt atât de subtil diferite între ele, încât n-ai nicio șansă să le refaci sau să le cercetezi în mediul urban. Gândiți-vă numai la relațiile familiale. Da? Relațiile, e simplu,
da, o să spună prietenii noștri, pentru că nu sunt multe, soț, soție, părinte, copil, frate, frate, cam astea, da? Ei bine, nu. Relațiile erau definite cu titulaturi deosebite, cu formule de adresare, cu spații, dacă vreți, rezervate pentru fiecare vârstă, pentru fiecare grad de rudenie. Gândiți-vă că o simplă persoană avea de-a face nu numai cu cei din familia proximă, nucleară, da? Exact. Părinții și copiii și frații, dar erau, cum a spus dumneavoastră, erau generația înaintașilor, bunicilor, care aveau anumite raporturi cu fiul cel mare, dar alte raporturi cu fiica și alte raporturi cu fiul mezin. Deci toate acestea erau deosebite. Erau rudele prin alianță, exact. Da? În afară de cele de sânge. Erau cele prin alianță, care erau cu metrii, cumnați, erau nașii, rudenia spirituală prin nășie, care consacra iarăși o formă de rudenie similară cu cea de sânge, în care interveneau interdicții, reglementări și așa mai departe. Erau relațiile cu grupul de vârstă, da? Copiii în grupul copiilor, fetele în categoria fecioarelor, exact. Și acolo cu praguri. Da? De la copil la codană, de la codană la fată de măritat, de la fată de măritat la nevastă, nevastă tânără, nevastă cu copii mari, baba. Da? Deci erau grade extrem de fine, da? de definire a condiției umane. Apoi cu vecinii, cu obștea, cu fruntașii, cu codașii satului, cu mijlocașii, unde te plasai, cum erai perceput, cum erai văzut, cum reacționai în funcție de cum erai văzut. Aveai un rol familial, aveai o grămadă de roluri familiale, da? Aveai roluri sociale, indiferent de ce sex sau ce vârstă aveai. Am mai spus-o, cred că și cu altă ocazie, dar o voi repeta, pentru că mi se pare foarte important. Societatea tradițională românească este una dintre puținele societăți democratice pe care mai avem ocazia să le întâlnim, pentru că autoritatea nu este ca în cetatea greacă, unde autoritatea era deținută pe rând de fiecare dintre cetățenii care aveau drept de vot. Și autoritatea este împărțită pe segmente, dacă vreți, de implicare sau de reprezentare. Spuneam că, și este o sintagmă, a devenit o sintagmă cunoscută, bărbații, oamenii buni și bătrâni. Da? Da. Adică bătrânii satului, care erau, să spunem, forul legislativ, în puterea legislativă într-un sat și de reprezentare în afară a obștii respective. Dar era sfatul sau grupul bărbaților în putere care munceau, care asigurau subsistența materială a comunității respective. Era un grup al nevestelor, care erau responsabile cu sporul natural al comunității, cu asigurarea hranei, alimentației, care aveau propriile lor domenii de decizie și de control. Era grupul fetelor. Existau câteva sărbători ale fertilității câmpiilor, cum este drăgaica sau sânzienele, care nu puteau să fie performate decât de fetele necăsătorite. Și este ceva foarte interesant apropo de acele exemple pe care mi le-aș cerut. Dimitrie Cantemir încă pomenește că cetele de fete erau atât de bine constituite și atât de implicate în sacerdoțiul pe care îl jucau, pentru că ele celebrau de fapt o divinitate, da? O divinitate a fertilității, da? Cam cum era Ceres în mitologia romană, pe care o slujeau doar fecioarele. Și deși exista superstiția în rândul fetelor că dacă vor conduce ceata drăgaicilor nu se vor mai mărita timp de 3 ani, fiecare dintre ele dorea să fie conducătoarea cetei. Deci, iată, ca preotesele, ca vestalele din antichitate, același comportament îl aveau fetele din ceata drăgaicilor. Nu mai zic de flăcăi, care era organul executiv care îndeplina comandamentele bătrânilor. Bătrânele, babele, da? Care era organul de spionaj, contraspionaj, informații și contrainformații, de pețit, de încheiat alianțe al satului și copiii. Chiar și copiii, da? Deși ne gândim copiii, ce formă de autoritate, da? Sunt neglijați. În orice studiu sociologic, rar vom întâlni referințe la copii. Ei bine, când existența comunității era mai periclitată, adică în perioadele de secetă și de foamete, ieșau preoții cu sătenii, cu prapuri și așa mai departe, înălțau rugăciune, aduceau ofrande. Dar
Doar copiii erau cei care se puteau întâlni și puteau să slujească niște divinități ale lor proprii. Deci și ei erau mici preoți ai cultului Caloianului, poate ați auzit, trebuie să fie auzit în zona din care veniți, sau al Papa Rudei. Nimeni nu putea să performeze acele taine ezoterice decât copiii. Deci iată cum, spuneam, este una dintre cele mai democratice societăți la care avem acces, în care autoritatea era împărțită pe toate categoriile. Acum, dacă vreți să ne referim la câteva tradiții care sunt mai importante sau care sunt mai persistente. Dacă gândindu-mă la cele trei mari evenimente ale omului în viață, nașterea, căsătoria și moartea, cred că avem o grămadă de exemple. Sunt foarte multe. Giambattista Vico zicea că există trei instituții care universale pe care le regăsim la absolut toate popoarele, și anume religia, familia și cultul morților. Ori la noi, dacă ar fi să pornim cu evenimentele vieții familiale, unde și rezistă cel mai mult tradiția, inclusiv în rândul populației urbane. Da? Păi tocmai asta, că nunțile se fac și la ora și se păstrează tradiția cât de cât asemănător ca și la sat. Nunțile și botezurile și înmormântările. Da, și chiar firmele, am văzut, de servicii funerare și-au adaptat oferta astfel încât să se plieze pe tradițiile. Mai mult sau mai de obicei, puțin, știu că bătrânele, și mi-aduc aminte tot așa din experiența personală, femeile bătrâne știau cele de trebuințe la mormântare. Câte lumânări, câte, știu eu, prosoape, câte, cum se fac, cine face. Era o întreagă tradiție. Spuneam că ele erau cele mai bune informatoare și în sens bun, și în sensul de colportare de informații, și într-adevăr erau un tezaur și erau protagonistele celor trei momente ale vieții familiale, celor trei mari praguri, nașterea, nunta și înmormântarea. Poate cel mai puternic și cel de la care aș începe ar fi cultul morților la român, care este diferit, dacă vreți, de îngrijirea morților, pentru că îngrijirea morților se face în toate societățile urbane civilizate, dar asta nu înseamnă transferarea sau raportarea la morți ca la persoane mitice care pot să intervină și după moarte în viața celor vii. Ori la noi nu e așa. La noi există cultul morților, adică mortul devine, rămâne membru al familiei, dar devine o altfel de persoană decât era în timpul vieții. Da? Își păstrează aceeași identitate și rămâne prezent la sărbători, în anumite manifestări ale familiei de aici, dar el este trecut în lumea de dincolo, cum se spune, și atunci... Se spune mutat, chiar așa s-a mutat la... S-a mutat, a trecut, da? L-am petrecut. Și toată bogăția extraordinară care a uimit și s-au scris cărți de străini despre simbolistica extrem de mare a morții la România, există o cultură a morții, dacă vreți, care s-a păstrat vie, și ăsta este alt lucru uluitor pentru tradiția românească. Că vorbim de unul dintre puținele popoare în Europa, dacă nu singurul, în care aceste lucruri sunt vii. Cum spunea profesor Ion Ghinoiu, egiptenii au avut o carte a morților, au scris-o, dar au uitat-o, tibetanii tot așa, dar nu mai există. În vreme ce la noi, nescrise fiind, și tot Ion Ghinoiu are o expresie pe care îmi place să o invoc de fiecare dată, civilizația românească a fost scrisă în lut, în lemn și aluat. Toate sunt materii perisabile. Dar cu toate, sau poate tocmai din această cauză, le-am ținut minte și le avem și în anul 2021. Există o cultură a morții care pornește de la gesturile simple care se fac în pregătirea, în așteptarea morții, în timpul sau după, la pomeni, parastea și așa mai departe, până la divinitățile morții, pentru că sunt divinități specifice. Moartea în sine este o divinitate reprezentată în panteonul popular, vorbesc, românesc, cu rădăcini precreștine, în mod diferit decât în imaginarul european. La noi moartea se numea Zeiță Albă și avea conotații de pozitive. E o poveste extrem de frumoasă cu un om foarte sărac care a plecat să-și caute naș la ultimul copil, nimeni nu mai voia să-i fie naș, și care refuză pe rând și pe Sfântul Petru și pe Dumnezeu, spunându-le: nu sunteți drepți, pentru că unul l-ați dat mult și mie mi-ați dat prea puțin. Și la sfârșit se întâlnește cu moartea, ce: tu o să-mi fii nașă la copil, pentru că tu ești dreaptă
Tu ești și tânăr și bătrân și bogat și sărac, la fel. Moartea are, deci, pentru noi o bogăție de interpretări și de înțelegere și o bogăție de relații pe care le instaurează, da? Între cei rămași aici și cei plecați dincolo, între cel abia plecat dincolo și strămoșii care îl vor integra în comunitatea lor. Extraordinar, extraordinar. De multe ori cimitirele de sat reproduc, dacă vreți, în topografia lor, felul în care este așezarea celor vii. În unele locuri încă mai găsim astăzi, în România, cimitire de curte. Acolo unde, mai ales la satele de munte, unde condițiile au fost improprii multă vreme construirii unei biserici sau venirii preoților sau conducerii mortului până la cimitir, și au rămas aceste cimitire de curte, așa cum erau la vechii latini, până când imperativele urbane să impună scoaterea în afara zidurilor cetății a cimitirelor, în care comunicarea cu cei morți este ceva obișnuit, ceva familiar, care nu este înfricoșător. Apropo de copii, ferirea lor de ideea de moarte, de trecere, de contact cu morții, de către adulți, nu este neapărat ferirea lor de traumă. Da? Pentru că astăzi vedem în imaginarul sau în faptele legate de suferință, de boală sau de moarte în general, ceva traumatic care ne afectează, ne rănește și nu ne lasă să ne manifestăm echilibrat restul vieții noastre. Ori s-au făcut și aici experimente. Ferirea copiilor de traume nu creează niște copii mai echilibrați, dimpotrivă, creează generații de copii mai nevrozați. Copiii sunt familiari cu moartea și sunt curioși în ceea ce privește faptul de a muri, ce se întâmplă dincolo de moarte cu omul, cu sufletul. Și aici, foarte rapid mă refer, pentru că l-ați menționat pe Lucian Blaga și Lucian Blaga are iarăși acel pasaj extraordinar de reamintire din propria lui copilărie, în care invocă discuția pe care o aveau câțiva tovarăși de joacă în satul natal în Lancrăm, în care ce se întrebau, curioși și lipsiți de orice asistență sau control din partea adulților, cum o fi când ești mort? Asta se întreabă copiii, da? În mod natural, în mod spontan, și noi când eram mici mai smulgeam aripile la muște, mai chinuiam vreun animal, să vedem cum o fi. Mai se mai mișcă, nu se mai mișcă, a murit de tot, cum arată, așa mai departe. Cum o fi când ești mort? Și Lucian Blaga, marele filozof al culturii române, se înfiora în momentul în care așterna pe hârtie replica dată de unul dintre copii: poate că să fii mort e ca și cum ai fi viu. Poate că și noi acum suntem morți, dar nu ne dăm seama de asta. Foarte frumos, foarte frumos. Este zguduitor. Este practic ideea de bază a vieții până la urmă, oamenilor. Și apropierea aceasta. Mi-am adus aminte când vorbeați și de cimitir, inclusiv așezarea aceea pe familii, pe grupuri de oameni care probabil au și trăit împreună. Aici vorbesc inclusiv vecini și alte să zicem, relații de rudenie. Aici știi că e neamul cu tare. Exact. Vă rog, am folosit o expresie uzuală. Aici sunt aia din neamul lui cutare sau lui cutare. Uh-huh. Deci așezarea aceasta. Deci, sunt niște chestii pe care acum, dacă stăm să ne gândim, scoatem așa pe bandă, spunem, o grămadă de tradiții. Stimată doamna profesoră, mă bucur foarte mult că am fost împreună. Să știți că îmi pare rău că a trebuit să luăm așa selectiv câteva dintre aceste tradiții. M-aș bucura să mai fac câteva ediții numai despre tradiție. Vorbiți atât de frumos și mă bucură să vă ascult, să știți. E o încântare. Dar așa, concluzionând, ca să putem încheia emisiunea aceasta într-un ton pozitiv și poate ne întoarce chiar la prima noastră idee de când am început această emisiune, este: ce părere aveți? Este importantă tradiția pentru societatea românească sau nu este? Este vitală tradiția pentru societatea românească și este rolul nostru și misiunea noastră a generațiilor adulte, ale părinților de astăzi,
să le transmitem copiilor nu dragostea și admirația pentru tradiție, că încă o dată tradiția nu e ceva exterior nouă. Dacă suntem atenți și ne facem introspecție, vedem că face parte din noi și din identitatea noastră și atunci trebuie să le transmitem acest corpus de credințe și de valori pe care noi le avem și care ne-au ajutat să ne maturizăm, să creștem într-o anumită cultură și nu, spuneam, din neant, din nimic. Să ajutăm și pe ei să aibă acces la aceste rădăcini care pe noi ne-au propulsat până unde suntem, până la generația actuală. Vă mulțumim foarte mult! Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!